În ultimii ani, drumul care face legătura între satul Sohodol și conacele localnicilor a devenit un adevărat chin. Oamenii au tot dreptul să fie nemulțumiți pentru că de aproape 8-10 ani pe aici nu s-a mai făcut niciun fel de reparație. Satul Sohodol, deci pe... Pe unde suntem noi aici, sigur că. Nu, alte ulițe au mai fost în atenție. De exemplu, în primăvară noi am mai avut astfel de acțiuni pe Valea Mică și pe Deal, două ulițe din satul Sohodol. La deputat Mocioi a aflat întâmplător într-o ședință de partid de la viceprimar de acțiunea asta care se organizează la Tismana, pentru că este a doua duminică când noi facem această acțiune și ne-am pomenit cu dânsa în mijlocul nostru. Ne bucurăm că un parlamentar ia contact și în afara campaniilor electorale cu realitatea și realitatea, observați că este destul de crudă. Starea avansată de degradare a drumului neasfaltat i-a revoltat pe localnici, însă degeaba, pentru că parlamentarii de pe colegiul respectiv au uitat de promisiunile făcute. Așa se face că în urma apelului venit din partea autorităților locale, deputatul Nicoleta Mocioi s-a implicat ca drumul sătesc să fie asfaltat. Este acțiunea primarului nostru de aici, de la Tismana, domnul Marian Slivilescu. Știm cu toții, nu prea îs bani, suntem într-un cătun din statul Sohodol, vreo 10 km de drum ar trebui asfaltați aici. Sunt proiecte făcute, nu sunt fonduri. Porțiunea aceasta de drum de vreo 2 km, avem aici vreo 35 de gospodării. Oameni care în fiecare zi trebuie să circule pe acest drum, un drum care n-a fost nici măcar balastat de vreo 8 ani de zile. Și atunci am zis așa, dacă oamenii ăștia au nevoie de ajutor, de ce nu? N-am venit singură, să nu vin cu mâna goală. L-am alături de mine și pe domnul consilier municipal Constantin Buleteanu. Sprijinul primit din partea parlamentarului a fost apreciat de localnici, care spun că până acum niciun politician nu a venit să-i ajute. Acțiune foarte frumoasă și noi trebuie să sprijinim și pe primari și pe deputați și pe toți, că nici noi fără dânsul, dar nici dânsul fără noi nu pot face nimic. Mulțumim domnului primar și la toate formalitățile politice care ne pot ajuta și pe noi. Deputatul Mocioi a venit și de la lopată. E aici în zonă. Da, da, ne bucurăm. Și sper că să ne mai și ajute și în continuare. Ne bucurăm. Ieri era rău drumul, dar acum e foarte bine. Dacă punem mână de la mână să-l facem bun, cu ajutorul primariei, lui domn primar. Mic drumul era greu să ajungeți acolo, la conace, sus cu... Era greu să ajungem acasă, nu numai la conace. Localnicii au fost impresionați de participarea deputatului la această acțiune, dat fiind că orașul Tismana nu face parte din Colegiul 5. Mocioi a mers la Tismana cu încă 3 consilieri municipali, Constantin Bulteanu, Târgu Jiu și Florentina Petrișor Constantin Colțatu din Motru.